Bianca Avram, Dragoș Bucu, cred că ar fi o nedreptate atât de mare să n-ajungem în finală. E foarte, foarte frumos și foarte emoționant ce faci. Înțeleg că ți-ai făcut singură coreografia? Oarecum. Este... E emoționant, are o idee, tu ești foarte frumoasă acolo pe scenă, te miști într-un mod atât de elegant și de curat. Serios, trebuie... unde-i camera? Trebuie să ajungă în finală, pe cuvântul meu. Vă rog eu, votați. Andy. Eu sunt de acord că fetele se maturizează mai repede decât bărbații. Dar chiar și așa, asta, la asta te gândeai? La asta mă gândeam, din preselecții și până acum. Da. Dar chiar și așa, ori eu m-am maturizat mult mai târziu, ori generația actuală se maturizează mult mai devreme. Eu am 3 fete, ai dreptate. Bianca, deci prestația ta n-are nicio legătură cu vârsta ta. Prestația ta este dintr-o altă dimensiune, din... Nu știu, sunt alte repere, este evident lucrul ăsta pentru mulțumesc mine. Mulțumesc mult! A fost emoție pură de la început și până la sfârșit. Cea mai matură din juriul nostru. Da. Cu ani de experiență de coreografie. În prezentare ați spus coreografă, dansatoare, actriță. Doamne, ai doar 16 ani. Unde? Încotro te îndrepți dacă de acum ai toate abilitățile astea și le stăpânești atât de bine. Te felicit din toată inima. Într-adevăr și eu am sesizat această schimbare. Ce să zic, a fost impecabil. Ești nemaipomenită. Să ajute Dumnezeu să te voteze lumea și să fie așa, cum zice Dragoș, să ajungi în finală. Mulțumesc din suflet. Dar să vedem ce zice Bobo. Eu ce să mai zic, am zis destul de multe în audiții. Mă bucur că și-a revenit. Ne-am întâlnit între timp și era în cârje.
a avut o problemă la, la unul dintre picioare și mă bucur că acum nici nu s-a văzut. Pe de altă parte, faptul că închide semifinala din seara asta îmi dă de înțeles foarte multe, pentru că e important începutul, dar și finalul este la fel de important, poate chiar mai important. Și n-am niciun fel de dubiu că nu vei ajunge în final, adică n-am nici cea mai mică emoție, pentru că am văzut ce ai făcut în seara asta, am simțit ce ai făcut în seara asta, sunt convins că ai transmis foarte multe și către cei de acasă, așa că bravo și felicitări, ăsta-i drumul. Mulțumesc! Dacă vă doriți să o vedeți pe Bianca în marea finală, mai aveți puțin de așteptat și o puteți vota doar după ce ne auziți punând start vote. Exact, online pe romaniautalent.rotv.ro sau prin SMS la 1444. Așadar, votați 12 pentru Bianca Avram!